Actualul președinte al Moldovei, Igor Dodon, ar câștiga alegerile prezidențiale dacă în turul al doilea al acestora se va duela cu lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Cel puțin asta arată datele studiului sociologic realizat de compania iData în baza chestionării unui grup de experți. Mai exact, potrivit celor 21 de experți cu viziuni politice diferite care au participat la sondaj, în cazul în care ar urma să ajungă în runda finală a scrutinului, Igor Dodon ar acumula 52,4% din voturi, în timp ce Maia Sandu 47,6%. Chestionarele au fost completate prin două metode, metoda interviului telefonic și metoda completării chestionarului online în perioada 10-15 mai 2020. Menționăm că, deși au spus de mai multe ori că ar urma să participe la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, nici Igor Dodon și nici Maia Sandu nu au confirmat oficial, ambii doar dând de înțeles acest lucru. Astfel, până în prezent, și-au anunțat intenția de a participa la acest scrutin doar liderul platformei DA, Andrei Năstase, și președintele Partidului Unității Naționale, Octavian Țâcu.